În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Încă suntem sub lumina pildei Fiului Risipitor. Această pildă care este mai actuală ca niciodată. Pentru că lumea aceasta este credincioși sub cel rău zace. Iar cel rău nu face altceva decât să o împrăștie și să o risipească. Risipirea acestei lumii, cum v-am spus zilele trecute, începe de la planul duhovnicesc, prin depărtarea de Dumnezeu prin ateism, prin schismă precum Fiul cel Mare și prin erezie și schismă, iubiți credincioși, cum au făcut cei doi fii. Unul a fost schismatic și eretic prin extensie, adică depărtându-se de casa lui Dumnezeu, iar altul a fost schismatic și eretic în casa lui Dumnezeu, manifestându-se, de fapt, într-o relație de fațadă cu Tatăl Său. Deci, la nivelul Duhului s-au risipit și unii și alții. Și unul și altul s-a risipit, iubiți credincioși, la nivel rațional. Pentru că gândurile lor nu mai erau gândurile lui Dumnezeu. Rațiunea lor nu mai era cuprinsă de logosul de Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu. Rațiunea și cugetarea lor a căpătat noi sensuri, noi direcții, noi împliniri, noi căutări, în afară sau înăuntru, numai în casa lui Dumnezeu și în relație cu Tatăl, nu. Pentru că așa cum cel mare a căutat o odihnă în relația cu desfrânatele, așa și Fiul căuta o odihnă și o bucurie nu în relația cu Tatăl, ci într-o relație cu prietenii săi, consumând pe dedesubt iezi. Și mai vrea un ied, o nuanță a păcatului de la Tatăl său. Și unul și altul, iubiți credincioși, erau bolnavi la nivel emoțional. Unul despărținuse total și lipindu-se inima de toată lumea aceasta, iar celălalt în interiorul lui măcinându-se, dar nu aveau starea pe care avea Tatăl. Bucurie și veselie. Toate aceste lucruri, iubiți credincioși, nu se văd. Nu se văd și nu se percep așa de ușor, pentru că sunt lucruri interioare. Abia când omul ajunge la nivelul trupului să sufere, abia atunci se luminează, se dezmeticește din bezmetician. A fi bezmetic înseamnă a fi îndrăcit, înseamnă a te nebuni și a te dezmetici, înseamnă a ieși din starea aceea de stăpânire a demonilor. Abia când ajunge omul să-l doară, iubiți credincioși, începe să-și pună problema. Atâta timp cât a avut avere, a mâncat, a băut, s-a distrat, a chefuit, a vorbit, a comunicat cum a avut el cu desfrânații și cu desfrânatele, n-a avut nicio problemă. Pentru că el s-a identificat cu trupul său și a făcut ce a avut el. Dacă nu l-a mai ținut trupul, când a început să-i tremure genunchii, când l-a lăsat vlaga, când a început să scârție oasele, când a început să îl doară la nivelul stomacului, pentru că acolo șoricelul își făcea treaba că nu mai avea ce mânca, când a început să sufere de frig, de foame, de osteneală, de durere, de toate, și a vândut ce era mai important. Nu mai avea ce vinde, a cheltuit averea, a cheltuit tot. Și a vândut libertate. Pentru că s-a dus și s-a făcut de bună voie în acea țară îndepărtată, sclav, rob, la un stăpân care l-aștepta ca pâinea caldă. Care l-aștepta să-l folosească, să-l manipuleze, să ia totul. Voința liberă, iubiți credincioși. După ce l-a secătuit duhovnicește, rațional, emoțional și fizic, trupește, vital, după ce l-a secătuit cu totul, acum îi spune așa, vreau voința și libertatea ta. Așa face, dragă. Și acesta spune, vreau să slujesc ție, că nu mai am ce face. Du-mă oriunde vrei tu în țara ta. Și acolo l-a pus la porci, iubiți credincioși. Unde era mai rău? L-a pus în pământ, în glori, în noroi, în patim.
Dar mai stă în el o licărire, cum am spus ieri, a conștiinței. Glasul lui Dumnezeu în om. Când omul ajunge la durere în planul fizic, începe să se trezească, Iubiți credincioși. Nu se trezește el chiar așa ușor. Pentru că el cade în tot soiul de patimi, adică în risipiri, bani beție, până nu mai are nimic, se topește, abia merge. Bani desfrânare până când își pierde toată energia vitală. Bani în droguri, bani în alte patimi, până când el ajunge o epavă, Iubiți credincioși, că nu-și mai poate gestiona voința. Atunci apare diavolul și îi spune, vino la mine cu totul. Chiar sinucide-te. Nu mai ai pentru ce trăi. Dumnezeu nu te mai iartă. Nu mai ai nicio scăpare. Nu vezi că ești terminat? Vino la mine în iadul meu, în țara mea întunecată și te voi pune cu demonii mei, cu porcii mei, ca să paști acolo în stăpânirea mea. Și Domnul Dumnezeu, până în ultima clipă, îi dă ca un tată iubitor de oameni, omul iubit credincioși, această licărire când a ajuns epuizat cu totul. Dar nu-i de ajuns. Pentru că trupul omului poate să se chinuiască, să risipească și pe plus și pe minus. Adică unul sănătos, mănâncă bine, bea bine, se duce la sală, plin de mușchi, își cheltuie energia vitală în desprânări și patimi, până când el înnebunește și uită de Dumnezeu, ajungând în perversiuni și peste perversiuni în toate nebuniile. Nu se mulțumește numai cu patimile desfrânării și ale corbiei. Vrea și drogurile. Nu se mulțumește și cu acestea. Vrea și altele. Și banii și puterea. De ce? Pentru că mintea omului își caută extazul inimii. Și negăsind mintea în extazul în inimă, o caută într-o nebunie totală, într-o roată care o învârte din ce în ce mai mult, din ce în ce mai pervers, încercând să simtă ceva. Și omul nu mai simte. Pentru că se împietrește cu inima. Dar nu numai pe plus, cum am zis, într-un trup viguros și vânjos, omul se poate risipi. Se poate risipi, Iubiți credincioși, și printr-o epuizare. Stă cu mintea non-stop de dimineața și până seara într-un calculator, se uită pe toate programele nebune încât ajunge într-o dependență, începe să joace toate jocurile țicnite încât nu mai scapă de acolo, cheltuie banii părinților, cheltuie tot ce are, se topește acolo, se lipește de scaun, ajunge să aibă 50-40 de kilograme acolo pe scaunul ăla, nu mănâncă, nu bea, nu mai vede, nu mai aude și își termină trupul pe minus, pe partea aceasta și își strică mintea. Și pe o parte și pe alta. Sunt forme de epuizare și de risipire. Diverse. Nu numai la nivelul acesta, Iubiți credincioși. Gândiți-vă în planul fiului celui mare. El, de fapt, mergea la țarină, făcea toate celelalte. Poate avea și el un trup viguros, poate nu avea un trup viguros, nu contează. Important este că el vroia unien să se veselească trupește cu prietenii lui trupești, pentru că și el sub masca evlaviei, sub masca ascultării, sub masca corectitudinii, era tot un om trupesc ca și acesta. Pentru că n-a cerut, cum a spus ieri, un miel, a cerut un miel, un simbol al păcatului, al căderii în trup și în toate celelalte pe dedesubt. Și ca să înțelegeți lucrul acesta, vă dau o pildă, Iubiți credincioși, pildă la pildă a fiului risipitor. Un om gospodar avea casă mare, avea avere, avea curte largă și dacă el era un nume și avea casa de om gospodar, și a cumpărat doi câini de rasă. Doi câini de rasă care le-au oferit de toate. Adică erau vânjoși, aveau blană frumoasă, aveau osatură, aveau dinți, aveau de toate, erau verificați, erau cercetați, erau de rasă. Și acestora le s-au oferit de toate, Iubiți credincioși. Adică și o cușcă noaptea, și o curte ziua să se plimbe, și hălcile de carne, și mâncare mai bună, și apă la timp, și de toate, și libertate, și acoperiș, și acoperiș. Câinii aceia se comportau în curtea stăpânului lor ca niște câini de rasă întreținuți bine. Unul dintre ei, Iubiți credincioși, nu s-a mulțumit cu libertatea, nu s-a mulțumit cu acoperișul, cu hălcile de carne, a sărit gardul, a dispărut, a rupt zgarda
și a plecat. S-a dus pe stradă, a devenit maidanez. A devenit maidanez și a început să lipsească de acasă. O zi, două, trei, o săptămână, o lună, era zi de vară, era cald, nu mai avea nevoie să fie într-un coteț. Se ducea mâncat de ce apuca pe colo, mai fura câte o găină de pe la vreun vecin, mai făcea vreo prădăciune pe aici, pe colo, dar la un moment dat s-a epuizat. A început să slăbească și nu mai era de rază. Arăta și murdar, arăta și maidanez, arăta și a nimănui, până când, stând la marginea unui drum, a pus mâna pe el un stăpân, dar nu ca stăpânului cel mare, un stăpân la fel de vagabond și de necăjit ca și el. L-a luat, i-a trântit un lanț în gât, l-a pus lângă un stâlp, lângă o gospodărie amărâtă și nu-i mai dădea hălcile de carne, i-a aruncat câte un os. Nu-i mai dădea deloc libertate din curte, îl ținea în lanț ziua și noaptea. Nu-l mai mângâia, nu mai vorbea cu el, nu mai avea ce să-i ofere, ci îl ținea acolo ca să mârie când avea nevoie să mârie, iubiți credincioși. Și la un moment dat acesta, epuizat fiind, s-a smuls, s-a zvâcnit, a rupt lanțul și s-a întors încetul cu lanțul la gât la casa stăpânului său. După luni de zile a venit iarna, n-avea unde să mai stea. Și era ca un maidanez, iubiți credincioși, era jerpelit. Stăpânul care a investit în el l-a primit, s-a bucurat că l-a găsit întreg, fără să aibă vreo coastă ruptă sau vreun picior călcat de vreo mașină, l-a băgat înapoi, l-a spălat, l-a aranjat, i-a dat mâncare, l-a întreținut și încetul cu încetul l-a făcut ca nou, iubiți credincioși. Și s-a bucurat că l-a găsit sănătos și s-a întors la casa sa. Dar, iubiți credincioși, mai era acolo un câine, fratele său, de aceeași rasă, aceeași blană, aceeași osatură, aceeași structură. Și acesta, iubiți credincioși, era corect. Când era de lătrat, lătra. Când era de mâncat, mânca. Când era de stat pe prispă, stătea pe prispă. Când trebuia să se plimbe cu stăpânul, se plimba cu stăpânul. Când avea de pus lanț în gât, îi punea lanțul în gât. Când îl lăsa să fie liber, îl lăsa liber. Când îl chema în casă, nu făcea mizerie. Și era corect, iubiți credincioși. Dar vine vecinul și îl întreabă. Măi vecine, mă bucur, ți-a venit câinele acesta, maidanezul ăsta acasă și uite, văd că este sănătos și ai făcut ca nou. Dar de ce scrie la tine aici pe casă, pe poartă, câine rău de atâta timp, toată vara? Ăsta a plecat, a rămas celălalt. De ce scrie câine rău? Păi e rău. Da, vecine, dar îl văd că este uscat, se văd coastele, este posomorât. Cum e câine rău? La care vecinii răspunde. E rău, vecine, îți spun eu că e rău, numai că se consumă pe interior. Se consuma pe interior fiul cel mare și era jertfelit pe interior. Era măcinat pe interior și starea lui de nemulțumire, de cârteală, poate ar fi vrut și el să sară gardul. Dar era frică. Poate ar fi vrut și el să fugă o vară, dar n-avea curaj. Poate ar fi vrut și el să latre când să latre, să mănânce când să mănânce și să facă pe nebună odată. Dar nu avea stare interioară pentru că nu știa să-și gestioneze libertatea și a ajuns un roboțel, să zic așa, în casa stăpânului. Făcea totul perfect, în schimb se măcina pe interior și numai câine nu era ăla, era un rău. Nu ca să-l apere pe stăpân, ci era rău pentru că se consuma și se măcina. Iubiți credincioși, fiecare să-și tragă concluziile. Pentru că risipirile acestea sunt foarte diverse și perverse. Ia gândiți-vă când a spus Domnul lui Petre. Petre, Petre, a cerut diavolul ca să vă ceară. Pe cine? Pe voi. Care voi? Aia 12. Care sunteți uniți să vă împrăștie, să vă risipească și să vă ceară în fel și chip. Pentru că pe Ioan și pe Iacov i-a luat și le-a băgat în inima lor, prin mama lor, să vină la Domnul și să zică vreau să stau unul de-a stânga și unul de-a dreapta. Adică să se separe pe ea doi de la 10 și să-i risipească. Și Domnul a spus, stați la loc, uniți, pentru că cine vrea să fie mai mare dintre voi să fie slujitorul tuturor. Și i-a dus înapoi în unitate. Au venit alții, iubiți credincioși, și au început să zică, cum adică Ioan este fiul cel, Ioan este ucenicul cel iubit? Nu era iubit pentru că Dumnezeu îl iubea mai mult,
ci Ioan era iubit pentru că era mai capabil să primească iubirea prin nevinovăția lui decât toți. Și iată că nu l-a separat nici pe Ioan decât ceilalți. Iată că vine, iubiți credincioși, Petru și spune: Doamne, eu nu. Dacă pe toți îi speli, pe mine pe nu mă speli. Și iată că vrea să se despartă și el, să se risipească. Pe trup și pe slavă, deja. Și în partea altă spune tot Pavel: nu-l cunosc pe omul acesta. Și iată că se risipea iarăși de colegiul apostolic. Și Iuda, într-un final, stătea cu minte, nu reacționa, făcea în aparență ascultare, gestiona lucrurile, era economul echipei, iubiți credincioși, dar pe dedesubt mocnea, se măcina și vindea. Pe dedesubt era un fariseu mai presus decât toți fariseii, un vânzător mai presus decât toți vânzătorii și trădătorii, și când a găsit punctul maxim, acolo a înfipt săgeata, l-a trădat pe învățător, de la cine nu te așteptai. Dar Domnul știa inima și îl lăsa așa. Domnul știa ce are adâncul inimii și îl atenționa din când în când. Nu este bine să vindem noi mirul acesta și să-l dăm săracii, ba da? Că pentru îngroparea mea s-a făcut ce s-a făcut. Și Domnul iarăși spune: unul dintre voi mă va vinde. I-a speriat pe toți. Doar se va trezi Iuda. Și Iuda a căzut atât de mult în interiorul lui, n-a priceput semnalele subtile ale Mântuitorului, n-a priceput finețurile care le-a aruncat Domnul de la masă cu toți, încât la un moment dat a făcut nebunia, s-a îndrăcit, a plecat, a vândut, a sacrificat pe stăpânul cu sărutare sfântă, a aruncat banii și s-a sinucis cu moarte duhovnicească și moarte trupească. Nici Dumnezeu n-a mai avut ce să-i facă, pentru că era putred pe interior. Iar Ioan, Iacov, Petru și ceilalți care s-au manifestat în felul lor în exterior au putut fi salvați, iubiți credincioși. Iar acesta care a mocnit n-a avut ce să-i mai facă. De aceea, iubiți credincioși, risipirile interioare de multe ori sunt mai periculoase decât risipirile exterioare. De aceea, una din lucrările cele mari în lucrarea duhovnicească, ca omul să se unifice în interiorul inimii, este ca ucenicul să-și descopere clar gândul în fața duhovnicului și în fața povățuitorului, să nu mocnească în interior, ca nu cumva să facă pui și de pui aceea trebuie să aibă grijă și să-i crească. Iar cel care are păcate exterioare și sunt vizibile este ușor de corectat. Dar cel care stă în ascuns și le mocnește, nedescoperit gândul, poate să ajungă până la sinucidere. Lumea aceasta în care ne aflăm noi, iubiți credincioși, este balansată și aruncată într-o risipire de-a stânga și de-a dreapta, când în foc și când în apă, ca fiul acela îndrăcit care scrâșnea din dinți. Cade omul din credința cea adevărată, cum a fost prin apostazie la Sinodul Tâlhăresc din Creta, își argumentează apostazia prin iubirism, noua toleranță, prin unitate în diversitate, teoriile acestea ale ecumenismului, începe o logică și o rațiune a lumii acestea în care trebuie să fim toți una, dar nu după Duhul Dumnezeu, ci după stăpânirea lumii acestea. Apoi începe lucrare, vezi că din ceași de cădere pe planul emoțional, când lumea, după ce a căzut din adevăr, a căzut din har, după ce a căzut din har, a căzut din rațiunea, cea care trebuie să se supune adevărului dumnezeiesc, și începe pseudo-rațiune, după ce cade din această logică duhovnicească, iată că intră în stare emoțională de frică, de groază, cum vedeți din ce în ce mai mult pe fața pământului, n-ai scăpat de această pandemie la nivelul sănătății, pentru că o retrag ei când vor ei, te mai las un pic să te relaxezi și încep cu frica pe mânie, pe război și așa mai departe, și se dau poze prin mass media în continuu, poze, să iei de frica în om. Și l-aruncă pe om, când pe poftă, în cele materiale, când în mânie, și îl desfigurează, iubiți credincioși. Ceea ce trebuie să facem noi este să ne adunăm din risipirile noastre. Trebuie să ne adunăm în inimă.
Dacă ne adunăm în inimă, ne adunăm în Duhul nostru și acolo intrăm în casa Tatălui. Intrând în casa Tatălui, trebuie să ne aruncăm sincer prin pocăință la picioarele lui Dumnezeu. Restul este treaba Lui, cum ne restaurează pe noi în har, iubiți credincioși. Săptămâna aceasta n-a făcut altceva decât să vă explicăm în câteva cuvinte cum am putut aceste risipiri sub toate planurile și aspectele ființei umane. Dar reconstruirea este cu totul și cu totul altceva. Pentru că olarul ia acel vas de lut spart, reface ciob cu ciob, adună tot la un loc și abia după aceea începe lucrarea de rezidire, de restaurare a vasului de lut. Lucrul care se începe, iubiți credincioși, cu lucrarea și cu investirea lui Dumnezeu prin slujitorii Săi și o să vorbim poate zilele viitoare de lucrul acesta. De aceea, în contextul vremurilor în care ne aflăm noi, vă uitați ce a fost anii trecuți, uitați-vă ce este acum la televizor, uitați-vă ce vi se spune și uitați-vă ce este în inima voastră. Frică, nesiguranță, instabilitate, risipire și toate celelalte. Nu dați crezare la niciuna din aceste stări. Pentru că nu sunt ale voastre, sunt stări sugerate de demoni, prin slujitorii lor, sub toate aspectele lumii acestei. Aruncă către Domnul grija ta și El te va, și El va împlini. Aruncați-vă cu totul la picioarele Dumnezeu și să umpleți casa Domnului ca niște fii risipitori și voi și noi. Să scăpăm de fariseism și de fațada Fiului Celui Mare ca să fie pocăință autentică. Dacă v-ați liniștit pentru câteva clipe că vi s-a sugerat, acum iarăși se bagă frica în voi. Iubiți credincioși, când vi s-a dat o leacă de libertate, s-au golit bisericile. În 2-3 săptămâni, într-o lună, îi vedeai la jumătate la biserică și făceau planuri de viitor. Acum când se uită un piculeț în stânga, în dreapta, că începe iarăși amenințarea, oamenii se strâng iarăși. Cât o să vă mai lăsați atât de strânși și de relaxați după cum vor ei? Cât o să vă mai lăsați amenințați și păcăliți? Cât o să vă mai lăsați manipulați în fel și chip? Singurul lucru, loc unde nu, unde nu puteți fi manipulați, este în casa Domnului. Pentru că toate vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, zice Domnul. Vor fi boli, vor fi războaie, vor fi cutremure, vor fi frământări pe alocuri și peste tot, dar nu vă temeți, pentru că încă nu este sfârșitul, zice Domnul. Toate vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și cuvintele mele spun așa, că va fi un pământ nou și un cer nou. Adică gestionați lucrurile din perspectiva împărăției cele veșnice a lui Dumnezeu. Încă o dată vă facem conștienți, zice credincioși. Începe acum și postul. Să nu vă rămână duminică să fiți în Sfânta Biserică. Să vă apucați cu toții de post și de pocăință. Să nu rămână nimeni în casă în zi de duminică, iubiți credincioși. Și o să vedeți că binecuvântarea lui Dumnezeu vine începând cu inima voastră. Pentru că ai să simți siguranța în mijlocul furtunii. Ai să simți pacea în mijlocul balamucului. Ai să simți și vezi clar lumina în mijlocul întunericului. Pentru că cel ce este în tine este mai mare decât cel ce este în lume